Vara generează 90% din veniturile complexului. Și oamenilor nu ni se pare normal ca tot din termocentrala Mintia să dăm atâta personal. Pentru că nu putem asigura servicii de sistem, nu putem asigura reparațiile curente, nu putem exploata în condiții de siguranță instalații. Ieri după masă, în jur de ora 5, am primit un mail. Mi s-a prezentat o altă organigramă cu 565 de persoane, tot din DEM, din Mitia. Și atunci, din cauza asta, oamenii astăzi, eu am anunțat normal de dimineață, sunt la directori, le-au cerut la toți directorii demisia. Asta a fost prima revendicare care am cerut-o ieri, să-și dea demisia toți directorii de la sucursală și de la complex. La complexul energetic Hunedoara, actuala conducere este fosta conducere, care a dus complexul în situația în care este. Normal că oamenii s-au revoltat, pentru că nu ni se pare normal, adică tu mă bagi în insolvență și tot tu rămâi la conducere să ne faceți restructurări și reorganizări. Le-am propus soluții la casa de insolvență, la administratorul special, la ministru. Domnilor, avem 870 de pensionabili care pot pleca mâine la pensie. Au un venit. Îi scoatem din sistem. Am cerut micșorarea salariilor de la 200, 150 cât au, la maxim 3500. Ei nu vor nimic. Deci ei nu vor să-și diminueze salariul. Reduceri. Nu vor nimic. Din 800 de pensionari se află printre ei directori, se află printre ei lideri de sindicat care nu vor să facă. De asta credem că vreau să ne ducă spre faliment și mai ales termocentrala Mintia. Nu știu ce au cu termocentrala Mintia, cu noi au treabă. Ce s-a întâmplat? Din Paroșeni pleacă 50 de oameni, din 500. Din Mintia, din 1200, 600. Nu se poate. Și din divizia minieră? Asta e ultima formulă, 560. Din divizia minieră nu ni se spune nimic, pentru că acolo e altă republică, părerea mea. Ce s-a întâmplat de azi dimineață până acum? Azi dimineață până acum am cerut demisiile directorilor, le-am în buzunar, toți directorii și șefii de personal și-au dat demisia. Inclusiv domnul Codreanu? Inclusiv domnul Codreanu. Puteți să ne spuneți nominal cine sunt cei care și-au dat demisiile? Da, domnul Codreanu, domnul Nicula Alexa, domnul... Nicula Alexa, ce funcție are? Director producție, inginer șef producție. Domnul Conț, domnul Niculescu. Conț este... Să ne spuneți și funcțiile pe care... Funcție, inginer șef reparații. Domnul director Codreanu, director de sucursală. Codreanu și mai Nicolae. Și domnul... Niculescu Aurel, director de energie. Asta, domnul director, face parte din structura complexului. Ne-am cerut la toți din structura complexului. Dar se pare că numai domnul director Niculescu s-a dat demisia. Restul nu vor. Astăzi am înțeles că au înlocuit directorul general, alt director general. Eu la minister, în fața ministrului, am fost trei lideri de sindicat. Eu, Lorinț de la Paroșeni și domnul Nica de la divizia minieră, ni s-a promis că va pune un specialist pe parte de minerit și un specialist pe parte de energie din afară ca să facă reorganizarea și restructurarea complexului. Și în momentul de față ce pași veți mai urma? Noi oricum nu o să cedăm. Nu cedăm până nu pleacă toți pensionarii care de mâine au venit. Aici avem 700 de oameni care sunt între 45 și 52 de ani. Ce facem? Să plece pensionarii, să reducem salariile la 3500. Suntem dispuși și la șomaj și la orice formă de reducere. Mă scuzați. Continuare, asta cerem. Deci nu cedăm, orice s-ar întâmpla. Nu mai avem nimic de pierdut. Pentru că nu ni se pare. Ceea ce fac, părerea mea, că este un atentat la siguranța națională și siguranța energetică. În partea de vest a României nu avem nicio entitate așa mare pentru reglajul energiei. Concret, ce veți face? 1, 2, 3.
Ce vom face? În prima fază o să demarăm un meeting la prefectură, deja am făcut prin președintele BNS-ului pe județ, în prima fază la prefectură. În ce perioadă? Nu știu, cred că săptămâna viitoare. Am făcut demersuri prin BNS de la București, o întâlnire cu primul ministru. Astea sunt cele două solicitări care le avem acum, după ce discutăm cu administratorul și cu prefectul. Solicităm factorilor politici, prefecturii, am făcut solicitare la inclusiv președintele țării să ajute să ia măsuri, pentru că asta nu e o fabrică de pâine, asta e o termocentrală care, v-a zis, e prinsă și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Păi dacă vor să o termine, să răspundă ei. Dumneavoastră cere separarea de divizia minieră. Domnul Nica spune că fără divizia minieră în complex, mintia moare. Nu e adevărat. Separarea a fost condiționată în hotărârea 22 din 2015, când s-a dat prima tranșă de împrumut. S-a luat 97 de milioane și mai avem o tranșă de 77 de milioane, care e condiționată de separarea activității. Nu că vrea Crișovan sau vrea, asta e hotărâre de guvern, e lege. Și dacă domnul Nica ne poate da cărbunele cât e acum pe piață, nu avem nicio problemă. Nu avem nicio problemă. Din cei 560 de muncitori propuși a fi disponibilizați, cât sunt muncitori și cât sunt personal TESA? Personal TESA e undeva la 100 și ceva, deci avem din Direcția Generală 90 și 91 și 465 cu muncitori și cu ingineri din producție, 465. Și se respectă proporția, adică... Asta am vorbit cu administratorul special, e o propunere, îmi spune astăzi de dimineață, trebuie să o analizăm, am cerut cine v-a dat așa ceva, au zis că ei au făcut-o. Nu mi se pare normal să facă la ceh, care sunt din partea minerească, din partea, domnule, trebuie să facă specialiști din energie, domnule. Trebuia șef de secție, trebuia liderii să fie acolo, să vedem ce protecție socială asigură, ce salarii dau, ce șomar, nu ne spune nimeni nimic. Care de asta o chemă. Care sunt spiritul angajaților termocentrale? Sunt foarte bulversați și foarte nervos și stresați.